Salutare, dragii mei, bine ați venit pe acest canal. Îmi cer scuze pentru întârzierea apariției acestui videoclip. Cei care mă urmăriți știți că postam în fiecare sâmbătă. De data aceasta am lipsit și marțea, dar promit să-mi revin și să fiu din nou alături de voi. Ne pregătim de perioada de sărbători și atunci nu cred că voi reuși să postez în fiecare zi, dar promit să postez cât de des posibil filmulețe mai scurte eventual, dar astăzi vreau să încep un nou daily vlog pentru că încep cu treburi casnice. Am găsit timpul de a deschide, de fapt am găsit curajul de a deschide camera în timp ce fac treabă. Altfel, nu eram nici astăzi alături de voi, fiindcă tot timpul viața mea este o continuă treabă, tot timpul în mișcare și nu am vrut nici măcar să vă plictisesc, dar vreau să fiu aici alături de voi. Momentan strâng rufele de pe sârmă, voi pune altele, mă apuc de curățenie pentru că trebuie și mai stăm și de vorbă. A trecut perioada de Black Friday, am încercat așa să profit de anumite oferte, mă credeți că nu am reușit să comand de multe ori din cauza lipsei timpului, pentru că pentru a găsi oferte, pentru a comanda, trebuie să ai foarte mult timp, trebuie să fii atent. Vreau să vă spun că mi-am pus foarte multe lucruri în coș, dar le-am lăsat, am zis lasă că poate mai găsesc și altceva, mai nu știu ce, și am uitat să mai dau comanda, anumite stocuri s-au epuizat, am vrut să cumpăr încălțăminte cam pentru toată familia și culmea, nu găseam fix mărimile de care aveam nevoie, dar ce să vezi acum că s-a terminat Black Friday, au reapărut mărimile pe stoc. Deci cred că ei când au pus la bătaie au pus câte o mărime din fiecare și asta a fost. Ce ziceți voi? Tot se aude că Black Friday este o făcătură. Este sau nu este? Ați urmărit oferte? Ați prins oferte ca lumea? Da, știu că se merge foarte mult pe partea cu coduri. Trebuie să fii foarte atent la fel ce coduri pui. Și așa cum vă spuneam că mă pregătesc de perioada de iarnă, eu am profitat și am lansat câteva comenzi. Unele vreau să fie surpriză pentru luna decembrie. Am pregătit calendare advent. Altele sunt cadouri și pentru că mă pregătesc din timp, ca să nu mă mai prindă din nou febra sărbătorilor, cu serbări, cu chestii și să nu fiu gata sau să intru pe ultima 100 de metri, că nu am cadouri pentru toată lumea. Mie îmi place să fac cadouri celor din jur. Îmi place să și primez, de ce să nu? Dar mai mult să fac cadou, pentru că îmi place expresia aceea de pe capul, de pe fața persoanei care primește, mai ales când este un cadou bine meritat. Da, am avut parte de o astfel de expresie, nu neapărat ca un cadou, dar da, o să fac un videoclip separat cu obiceiurile care se poartă la noi. Nu știu, eu sunt o persoană credincioasă și superstițioasă și țin de tradiții, foarte mult țin de tradiții. Acum, nu știu dacă știți, în ultimul timp am trecut printr-o perioadă mai neagră. Deja am avut în familie în ultimul an două decese și atunci m-am gândit, pentru că mi-a fost și cerut să spun cam ce trebuie să faci în asemenea momente, ce tradiții sunt, sau cel puțin la noi în zonă, și o să fac un videoclip separat cu acest tip de obiceiuri și apoi, dacă vă place, o să fac și cu obiceiuri de nuntă și obiceiuri de botez, pentru că sunt momente care fac parte din viața noastră și nu aș vrea să se dea uitării și să nu... copiii noștri să nu mai știe ce trebuie făcut. Bine, viața merge înainte oricum, dar na, eu sunt o păstrătoare de tradiții.
O să vă las în continuare cu momentul deschiderii anumită, deși n-aș fi vrut să dezvălui ce calendare advent am pregătit. Parcă nu mă rabdă sufletul să nu vă arăt cât de cât cum, emoția pe care am avut-o când am deschis calendarele. De Black Friday n-am luat mare lucru, am luat foarte multe, deci am luat astea, am încercat calendare advent, dar nu a fost neapărat la oferta de Black Friday. Tușuri la imprimante, pentru că folosim foarte mult tuș. Ce am mai luat? Chestii pentru casă și surpriza, cea pe care trebuia să mi-o aducă Moș Nicolae, dar mi-am adus-o singură. Mașina de spăla vase încă nu a sosit, dar este și ea pe acolo, pe drum. Am vrut să profit de Early Break Friday Lapting Panda și să mă pregătesc pentru sărbători, așa că mi-am comandat calendarul advent pe care l-ați văzut. Aș fi vrut să fie totuși surpriză, așa că nu insist prea mult asupra lui. Și cei de la Pink Panda mi-au făcut cadou. Hai să vedem și ce, pentru că se lăudau că au cadouri la fiecare comandă, dar nu spuneau ce. Deci avem aici un Coffee Body Scrub Best Peeling Solution, un scrub de corp. Oare ce-o fi aici? Mousse A Shadow Amethyst, hai să vedem ce conține. Este un fard pentru ochi, ametist, wow, cremos, sclipicios, nu știu cât de bine se vede, mai ales că lumina nu este naturală, dar da, este destul de sclipicios, deci cam așa arată, doar că dacă îl închidem, nu înțeleg de ce rămâne un maroniu așa, ia uitați-vă, mamă viață. Hai să vedem mai departe ce am mai pus aici. Oho, un burețel de machiaj. Bun, ăsta chiar e necesar. Iar aici, cred eu că... un ser cu vitamina C. Ser cu vitamina C, tot din gama asta Miami. Deci văd că toate produsele sunt din gama asta Miami. Miami, Miami și Miami. Și hai să mai vedem. Clean Spot. O mască pentru curățarea porilor. Așa arată. Și cam atât. Doamne Dumnezeule, haideți că am sosit acasă și am promis că mă țin de daily vlog, așa că astăzi vreau să vă arăt produsele pe care le-am luat ultima dată de pe Trendyol dintr-o comandă care a fost împărțită în 3. Bun, la noi este nebunie totală, toată lumea se adună seara și fiecare cu ce-l doare, fiecare cu problemele lui. Alexandra își caută telefonul pentru că acum, la ora 6 seara, ne-am adunat toți acasă. Prima dată vreau să vă arăt pantofii pe care, de fapt, i-am arătat la sfârșitul vlogului trecut și pe care spuneam că i-aș da retur sau că îi voi face cadou. Ei bine, am vrut să le mai dau o șansă și se pare că nu sunt chiar atât de răi. Într-adevăr,
Sunt ceva mai greuți de mers datorită monturilor pe care le dețin, dar să știți că mi se potrivesc până la urmă, vin ceva mai strânși, dar mi se potrivesc și vin foarte tare cu niște jambiere, pare că aș avea cizme lungi până deasupra genunchilor. Îmi pare rău că n-am filmat outfitul din ziua când i-am purtat, dar promit să-l filmez data viitoare. Tot în aceeași comandă fusese date și aceste așa zise UGG-uri pentru Erica. Acestea sunt în mărimea 38 și să știți că sunt tare interesante, adică chiar imită destul de bine UGG-urile. Nu sunt UGG-uri, au costat foarte puțin. Mă uitam pe site că erau 173 de lei la momentul respectiv, apoi ultima dată scrie 101 lei, iar cu respectivele reduceri poți să ajungi chiar, nu știu, am niște vouchere, am dat la o roată, am ajuns de le-am luat cu 68 de lei, ceva de genul. Deci o nimica toată, absolut o nimica toată, dar ea simte că îi sunt destul de călduroase, pare că are lână în interior. Într-adevăr, la început puful acesta i-a căzut, le-a purtat de câteva ori, dar da, și-au menținut forma, sunt destul de comode din ce spune Erica. Iar abia astăzi, deci după încă o săptămână, deci au venit prima dată pantofii sâmbătă, luni acele cizme și astăzi, luni, a venit și trendul Alexandrei și vreau să spun că mai am încă două produse pe drum. Deci nu înțeleg de ce se împart aceste comenzi pentru acest training, fiindcă am întârziat, am primit eu un voucher de 25 de lei, care este valabil o lună de zile și care presupune doar o comandă de 50 de lei și apoi pot să aplic și acel voucher. Trainingul pentru Alexandra, Doamne, acum sper să-i fie bun. Am luat mărimea 11 ani, deși ea are aproape 9 ani. Pantalonașii arată cam așa, sunt evazați, pentru că domnișorica preferă pantalonii evazați, în schimb au și o dungă, deci sunt pantaloni de training la dungă. Cam subțirel de altfel. Iar aici avem o bluziță. Aceasta mi se pare un pic cam crop top și nu are glugă. Nu știu de ce mi-amintesc eu că în imagine nu era crop top, nu era fără glugă și nu cred că acești pantaloni aveau această dungă. Deci cred că motivul întârzierii este că de fapt ei nu mai aveau acel produs pe stoc și mi-au trimis altceva, dar o să atașez imediat o poză ca să vedem dacă chiar mi se pare sau chiar este ceea ce mi-am dorit, ce am dorit pentru ea. Gravité de l'amour este aici o inscripție. O să vedem. Deci cam atât pe ziua de astăzi. Am promis că o să vă arăt așa cam ce am luat de Black Friday pe parcurs. Ne aflăm la Teddy și am zis să vă filmez, să vedeți cam ce puteți găsi și pe aici din secțiunea de iarnă. Așa, șosetuțe groase, să vedem și prețul, 25 de lei și o grămadă de gnomi, cel mic 15 lei, mai măricei, și așa. Hai să vedem și cănile. Unele cred că le recunosc de anul trecut. Cam așa. Iar aici globuri. Am văzut ceva interesant aici, globulețele astea mă încântă, o să fac cu negru anul acesta.
cred că sunt vârfuri, steluțe, 35 de lei, instalații, coronițe, un copil vesel pe fundal. Și cam așa stau treburile pe aici. Fetele mele, în sfârșit acasă, după fete și băieți. După câteva zile de când n-am mai vorbit, haideți să vă povestesc ce s-a întâmplat. Între timp, mi-am operat problema aceea la unghie, sunt încă pansată, este ceva mai dificil să lucrez zilele astea cu mâna aceasta. Este o situație așa urâțică, așa că, dragilor, aveți grijă când mergeți la unghii. Dacă știți că aveți probleme cu cuticulele, cum am eu, nu vă lăsați tăiate în carne vie, pentru că asta mi s-a întâmplat mie, mi s-a dat sângele, s-a infectat, am încercat cu diverse tratamente, nu s-a rezolvat și a trebuit să ajung la operație. Așa că, da, este un pic cam urâțică treaba, au fost niște zile încărcate și... Așa că suntem la acum două zile, cred că v-am vorbit ultima oară. Între timp ați văzut că am dat o raită și prin magazine și haideți să vedeți ce mi s-a lipit de mână. Cam nu foarte multe lucruri, de ce să zic, dar haideți să vă și arăt ce am luat de la Pepco. Nu mi s-a lipit mare lucru, pentru că, efectiv, nu știu, nu m-a încântat așa de mult lucrurile, poate puțin lucrurile de sărbători, însă încă stau și mă gândesc cu fetele cam cum am vrea să decorăm acest an, așa că nu suntem decise și nu ne-am hazardat să cumpărăm încă lucrușoare multe. Am luat niște căni. Am luat una roșie, așa, cu tematică de Crăciun pentru mine și una cu verde pentru soțul meu. Mi s-au părut așa drăguțe, au și model așa pe ele, nu sunt simple. Le mai am și pe cele din Sinsei de anul trecut, dar asta e o zi o cană, pentru că îmi place, am făcut așa o pasiune și n-a costat decât 8,50 una bucata. Apoi am mers, uite, de la Teddy nu am luat să vă arăt ce am cumpărat. Nu cumpărasem decât o caserolă, chiar de asta am și intrat la Teddy, dar m-a impresionat așa multitudinea de lucruri de Crăciun și am zis haide să filmez și acolo, nu este ca la Jumbo, dar cam aici alege și acolo am pus ochii pe ceva, încă stăm să ne gândim dacă să luăm sau nu. N-aș vrea să stric surpriza pentru că deja un pic am stricat-o cu Pink Panda mea, dar în fine... De la Teddy am luat o caserolă pentru mâncare, pentru Alexandra, fiindcă cealaltă îi se rupsese. Și acum cele mai multe lucruri le-am luat din Sinsei. Hai să vedem cu ce începem. Începem cu lucrușoarele Erica-i. Aici am o bluziță, imediat vă arăt de ce m-a arătat-o împachetată. Aici și-a luat ea niște pantaloni din aceștia evazați de piele. Doamne, nu știu cum să mai așez camera ca să se vadă. Sunt la lumina becului pentru că, ce să vezi, s-a înnoptat. Deci ajung mai noaptea. Haide să văd cum să mut camera. Da. Cam
deci cam așa arată, sunt evazați, sunt fain. Și de ce v-am arătat? Bluzița împachetată, pentru că am luat două, am luat și pentru Alexandra. Mi-a părut bine că am găsit așa, pentru că de mult n-am mai găsit să le iau la ambele la fel. Aceasta este mărimea 146 pentru Alexandra, dar este tare moale și drăguță. Vai, dar am rupt eticheta și nu mai știu, nu mai știu cât a costat. Aceasta este mărimea 164. Doamne, dacă nu mi-amintesc deloc cât am plătit pe ele. Am rupt și eticheta, am aruncat, cred că și bonul, chiar ieri am făcut curat prin geantă și am aruncat bonurile. Fetele au apucat deja să le poarte. Așa, și ce mi-am luat și pentru mine? Mi-am luat și eu o fustă de piele. Așa arată ea. Asta pot să vă spun prețul. A, la pantalon, cred că au costat la fel ca și fusta, 65 de lei și 99 de bani. Așa arată, îmi place, este aproape până jos, am luat o mărimea S, ca să nu vină foarte mare în talie, pentru că am observat că la ei în talie mărimea M îmi vine mare, dar îmi vine un pic scurtuță, adică nu este din aia până în pământ, cum mi-a fi plăcut. Așa, pantalonii v-am spus, sunt, hai să vedem ce mărime sunt, sunt mărime XXS și sunt destul de lărguți, îi vin foarte bine Erica, chiar a fost ieri îmbrăcată la școală cu pantalonașii și bluza respectivă. Și apoi din secțiunea de Crăciun, n-am rezistat, deci îl mai văzusem și săptămâna trecută și când am mai trecut acolo prin acest gnom, așa, negru și cu stelele acestea aurii, pentru că haide să vă dau din casă și să vă spun că mă încântă ideea ca anul acesta să decorez pe aceste două nuanțe. Mă tot uitam unde are un buton. Am gata. El se face așa mititel și dacă îl ridici de moț se face și mare. Și acesta, oh, i-am rupt eticheta aseară, a costat 55 de lei și tot din Sinsay, fetele au vrut să-și ia acești cerceluși la 17 lei și 99 de bani. Haideți să-i apropii să-i vedeți. Ei sunt drăguței ca model, ăștia îmi plac cel mai mult, însă cei doi care sunt aceștia aurii, pare o, un metal foarte ieftin. Sper să nu aibă probleme cu ele, pentru că chiar nu mi se pare așa un metal foarte, foarte ok. Acum n-am zis că să-i poarte câteva ore la școală și apoi să-i dea jos, dar sunt drăguței și na, dacă domnișoarele au vrut, mama le-a îndeplinit dorința. Cam atât am luat zilele acestea din aceste magazine. Haideți să vă mai spun că trecând prin, la mine Pepco este la câteva sute de metri de Teddy și de Sinsay și tot acolo avem și DM-ul. Am trecut așa rapid și prin DM, nu vă mai arăt alte detalii, dar vreau să vă prezint ceva de acolo. Și anume această cremă, cremă de noapte de la Balea Q10. Doamne Dumnezeule, deci costă 12,50 lei, parcă așa mi-aduc eu aminte că am plătit pentru ea și pe lângă faptul că miroase foarte bine, asta nu știu dacă este tocmai un punct foarte, că are parfum, îmi place că hidratează foarte, foarte bine tenul pe timp de seară, pe timp de noapte, mă rog, pur și simplu o simt așa, este o cremă un pic mai grasă, dar cu care nu am avut probleme și știți de ce vă spun, nu știu dacă ați văzut clipul trecut în care mă machiam, da, și vă spuneam că am descoperit aceste creme la DM în varianta mică de călătorie, eu le-am luat ca să le probez tip mostre, acelea au costat 5,50 lei, au avut 5 ml, parcă stau să mă gândesc, mi-a plăcut. Și știi cum e, te-am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut, m-am dus și mi-am cumpărat crema de noapte, pentru că de zi am deja o cremă. Bun, și cu asta tind să cred că închid acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare, bye bye!